Femeia de 81 de ani și fiul acesteia erau din localitatea Cujmir și se îndreptau cu mașina spre satul Bucura. Șoferul nu a văzut trailerul încărcat cu excavator staționat pe marginea șoselei și s-a înfipt cu mașina direct în spatele acestuia. Femeia a murit pe loc. I-a orbit o mașină venind din sens contrar și au intrat sub trailerul ăla. Bă, nu ies, părerea mea, îmi dau cu părerea, că și eu am o viteză. E făcută zob mașina. E făcută zob, da. N-au avut nicio șansă. Nicio șansă. Câteva zeci de minute s-au străduit cei de la descarcerare să scoată cele două victime din mașina zdrobită în urma impactului. La sosirea echipajului la locul accidentului am găsit un autoturism Dacia cu numere de Timișoara, intrată într-un excavator parcat pe partea carosabilă nesemnalizată. Nu s-a mai putut face nimic. Echipajul de descarcerare a reușit să scoată victimele, dar doar atât. Despre șoferul acestui tir nu se știe absolut nimic. Polițiștii au deschis și ei o anchetă în acest caz pentru a stabili cine este vinovat de producerea accidentului. Este vorba de un eveniment tragic. Soldat pe drumul național 56 în afara localității Vânjumare, între un autotren care staționa neregulamentar, fără a fi semnalizat corespunzător pe partea carosabilă, și un autoturism Dacia care l-a lovit în partea din spate. Ambii ocupanții autoturismului Dacia au decedat pe loc. Continuăm cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs acest accident de circulație. Șoferul care a lăsat utilajul nesemnalizat pe marginea drumului va fi cercetat acum pentru ucidere din culpă.